de la parter, trebuia să fie evacuați, au primit somație de la primărie și astăzi au făcut un fel de scandal în curte, spunând că ei vor da foc înainte de plecare. Organele de anchetă să urmărească aspectul ăsta, că ai trimis ordin de evacuare cu executor în 14-15 zile să părăsească imobilul și asta este rezultatul că au dat foc. Dumneavoastră stați aici în imobil? Da, stau în imobil, da. La etajul întâi? La etajul întâi, da. Da. Cum ai trimis? Erați acasă? Nu știu cum s-a întâmplat, am auzit sirenele de pompieri și am ieșit pe geam, numai ce am cu baie și m-a pus în pat. Erați în casă? Eram în casă. Și când ați ieșit ce... Când am ieșit și am văzut atâtea mașini, mi-am dat seama că ceva nu-i regulă. Când am deschis ușa, fum pe coridor. Treaba e foarte clară. Deci organele de anchetă, repet, să-și facă datoria, să urmărească ordinul de evacuare și acești imbecili care și-au permis să dea foc la imobil. Nu este prima oară când s-a întâmplat incendiu. Eu personal am fost amenințată, am doi copii minori, sunt singură. Am fost amenințată că o să-mi dea foc în casă de vie cu copiii, pentru că mi-a lovit copilul de 6 ani și m-am certat cu ei. Am mai dat foc în curte, la o casă din curte de la el, a furat bunurile, am filmarea pe telefon, cum a încărcat în mașină a doua zi și asta e a treia oară când face chestia asta. Pe cine bănuiți? Nu știu tot numele, decât Aurel, locuiește la 21 în curte. Are un băiat, Lau, Zislau, și mai unul, cum îl cheamă? Filu. Spuneți că... Vecini? Spuneți da, vecin, că a fost da. Eliberat din pușcărie? Da, acum câteva luni și numai probleme a făcut până acum. Și m-a amenințat de multe ori, am zis și la polițiști. Pardon, de sus iar au scos-o pompierii cu mai cineva.